Nu este de mirare că dinozaurii au fost în vârful lanțului trofic când au mers pe această planetă sau că au rămas în top pentru milioane de ani. Mulți dintre ei erau prădători de vârf perfect adaptați la vânătoare și uciderea prăzii, dar lucrurile ar fi fost diferite dacă oamenii ar fi existat în aceeași perioadă. Dinozaurii poate au dispărut, dar au avut o domnie lungă pe Pământ, supraviețuind în jur de 160 de milioane de ani până când au fost șterși de pe suprafața Pământului, acum 65 de milioane de ani. Pentru a pune asta în perspectivă, oamenii moderni datează de doar 300 de mii de ani și chiar și cele mai timpurii tipuri de ființe bipede se crede că au apărut abia acum 4 milioane de ani. Dinozaurii erau la fel de variați ca orice animale pe care ni le putem imagina. Ca specie dominantă pe uscat, mare și aer, unele cântăreau peste 80 de tone, mai mult decât majoritatea balenelor din ziua de astăzi, în timp ce altele cântăreau doar 8 kg. Argentinosaurus, care în mod surprinzător a trăit în ceea ce este acum America de Sud, a fost una dintre cele mai mari creaturi care a trăit pe Pământ, ajungând la 20 de metri înălțime și 40 de metri lungime. Între timp, Stegosaurus este încă știut ca unul dintre cele mai bizare animale din toate timpurile, datorită structurii sale scheletice ciudate și țepilor de pe spate. Din păcate, sau poate din fericire pentru noi, majoritatea dinozaurilor au fost uciși de către o extinție în masă care a șters peste 75% din toate plantele și animalele ce erau în viață în acea perioadă. Spun majoritatea pentru că deși toate speciile de uscat au fost distruse, nu toate speciile zburătoare au murit, iar unele au evoluat efectiv în păsările pe care le cunoaștem noi astăzi. Cauza exactă a extinției rămâne un mister, deși oamenii de știință au două teorii populare pentru cum s-a întâmplat. Cea mai cunoscută este teoria impactului, conform căreia dinozaurii au dispărut din cauza unui meteorit ce a lovit planeta. Cealaltă este teoria vulcanică, care spune că erupțiile multiple masive au fost cauza decesului dinozaurilor. Oricare ar fi cazul, dispariția lor a rescris lanțul trofic și a deschis calea către creșterea mamiferelor. Oamenii și dinozaurii nu au coexistat niciodată, în ciuda ceea ce sugerează familia Flintstones, dar dacă am face-o? Umanitatea s-ar strădui cu siguranță să preia controlul asupra creaturilor care i-au amenințat cel mai mult. Deși erau prădători excelenți, dinozaurii nu erau de obicei mai deștepți decât majoritatea animalelor din ziua de astăzi, având creiere destul de mici. De fapt, în cazul stegosaurului, creierul său era atât de mic încât oamenii de știință odată au crezut că ar fi putut avea un al doilea creier în partea posterioară. Folosind coeficientul de encefalizare pentru a măsura inteligența și ținând cont că oamenii l-au cel mai mare de pe Pământ, de 7, unii dinozauri ar intra în categoria de doar 0,1. Deci, având în vedere tipurile de bestii pe care oamenii au reușit să le domesticească în trecut, nu ar fi atât de greu să păcălim dinozaurii și eventual să îi domesticim. Dacă am reușit, am descoperit curând că anumiți dinozauri excelează în anumite zone. Una dintre primele întrebări la care am încercat să răspundem, din păcate, dar inevitabil, ar fi cum îi putem transforma în arme? Fie că în această realitate alternativă am exista așa cum o facem acum sau ca și triburile din începutul istoriei umane, potențialul destructiv al dinozaurilor ar oferi o opțiune inegalabilă pentru apărare și mijloace de atac. Dacă ar fi posibil să îmblânzim un T-Rex, să spunem, atunci s-ar afla în prima linie de luptă în caz de război. De fapt, cu dinozauri care au corpuri foarte puternice, precum Triceratops și Ankylosaurus, sub controlul nostru, poate nu am fi dezvoltat niciodată tancuri obișnuite pentru că nu am fi avut nevoie de ele. Din fericire, umanitatea are și o latură mai ușoară care nu este orientată spre război. Deci, ce ar mai putea oferi dinozaurii domestici? Carnotaurus a fost deosebit de rapid și musculos, cu o coadă puternică pentru echilibru și viteză. Așadar, am putea să-i antrenăm pentru transport, la fel cum am procedat cu caii. Apoi, există guanlongul cu dimensiunile unui lup pe care l-am putea crește ca însoțitor de vânătoare sau psitacosaurul erbivor de dimensiunea labradorului ar fi un candidat principal ca animal de companie.
În general, tipurile de dinozauri disponibili ca animale de companie ar fi chiar mai variate decât opțiunile din ziua de astăzi, cu erbivore care sunt în mod evident preferate în interiorul casei. Întrucât erau de mărimea curcanilor, chiar și velociraptorii domesticiți probabil ar fi fost tratați ca dăunători sau mâncare, dar ar fi de asemenea una dintre numeroasele rase pe care oamenii dominanți ar putea să parieze. Ca și în cazul curselor de câini și cai, am fi creat industrii întregi bazate pe care dinozaur poate alerga mai repede. Un efect secundar ar putea fi că vânătoarea de dinozauri s-ar transforma în afaceri mai mari cu instructori care doresc cel mai rapid, cel mai în formă și cel mai profitabil dinozaur ca să alerge pentru ei. Împreună cu velociraptorul, sinortidoizii ar fi o altă țintă principală dat fiind reputația lor de alergători. Dacă nu pentru curse, atunci vânătoarea de dinozauri ar avea drept scop capturarea fiarelor de povară pentru a-i folosi să lucreze pe terenuri agricole, câmpuri sau pur și simplu pentru a transporta provizii pe călătorii lungi. De asemenea, fără nicio îndoială, se vor crea grădini zoologice de dinozauri, deci vânătoarea ar urma să pună la dispoziție și depozitarea dinozaurilor în parcurile jurasice. Din diferite motive, capturarea și comerțul dinozaurilor domestici ar fi un trend major, dar destul de regretabil. Cum rămâne cu restul dinozaurilor, cei care nu pot fi antrenați sau puși la muncă? Vor avea sorți diferite. La fel cum am procedat cu un număr mare de animale din ziua de astăzi, dinozaurii neesențiali ar putea ajunge la o extinție diferită prin despădurire și distrugerea habitatelor, în timp ce alții pot fi domesticiți, dar numai pentru a fi crescuți ca hrană. Având în vedere că în această lume oamenii ar fi stăpânit dinozaurii, le-ar lua doar câteva generații înainte ca viețuitoarele să fie crescute în mod selectiv pentru toate aceste scopuri. Oamenii s-ar orienta către cele mai dorite trăsături în orice tip, cum ar fi viteza, rezistența, greutatea, temperamentul și aspectul, și se vor asigura că aceste calități sunt transmise sau, dacă este posibil, îmbunătățite. De-a lungul a mii de ani, domesticirea totală ar putea duce chiar la îmbolnăvirea celor mai înfiorători dinozauri, ajungând în casele noastre ca animale de companie, mâncând alimente de dinozauri cumpărate din magazin. Este posibil ca aspectul lor să se schimbe, iar instinctul de prădător s-ar putea să fi dispărut sau cel puțin diminuat semnificativ. Cu atât de multe animale masive care ne-ar afecta viața, ar fi fost posibil să nu fi avut niciodată nevoie de atâtea mașini, dar este o cronologie alternativă în care dinozaurii experimentează un stil de viață total diferit, unul în care sunt vânați, slujesc și cresc fără să fie dependenți de noi cum am fi noi de ei. Nu este exact o istorie mai fericită, dar asta s-ar întâmpla cel mai probabil dacă oamenii ar fi putut domestici dinozaurii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!